Urmărirea a pornit în județul Argeș, unde polițiștii au făcut semnal de oprire șoferului pentru că bănuiau că nu are permis. Tânărul, în loc să tragă pe dreapta, a accelerat și a dispărut. În mașină se aflau 3 persoane suspectate de furturi din locuințe. Șoferul a reușit să ajungă în zona Podul Viilor, la intrarea pe autostrada București-Pitești, unde era așteptat de un echipaj al serviciului rutier Argeș, fiind dat în urmărire. Polițistul de la rutier a tras mai multe focuri de armă, dar șoferul nu a oprit nici de această dată. În goana sa, șoferul a tamponat 2 mașini și a intrat pe autostrada A1, pornind în viteză spre București. Polițiștii argeșeni au cerut ajutorul colegilor de la Poliția Autostrăzi. Bolidul Porsche Panamera de culoare maro fiind dat în consemn. Au fost făcute filtre la toate ieșirile de pe autostrada București-Pitești și pe drumurile adiacente. Apoi fugarii au ajuns în Dâmbovița, unde polițiștii au declanșat operațiunea Năvodul. După ce a trecut de un al treilea filtru la Găiești, șoferul a lovit un al treilea autoturism pe raza localității Brătești, în apropiere de Târgoviște. Iar bolidul de lux a ajuns în Șanț. Suspecții au ieșit din mașină și au rupt-o la fugă. Au fost prinși în scurt timp de către mascați. Ce s-a întâmplat? De ce ați fugit? De ce v-au urmărit polițiștii? De ce nu ați oprit la semnal? Lasă-vă asta în cap! Pentru ce mai etal atunci! Lasă-vă asta! Pentru ce vă căutau polițiștii? De ce v-ați oprit la semnal? Pentru ce vă căutau polițiștii? Au tras cu arma? În mașina lovită pe DN71 la Brătești, din Dâmbovița, erau 2 persoane, un bărbat și sora sa. Femeia a fost rănită și transportată la spital. Șoferul se consideră norocos că a scăpat cu viață dintr-un astfel de accident. Vă cum arată amărta asta de mașină și roata mea era prin mijlocul drumului și o sărit în Șanț. Chiar sunt bine. Chiar sunt bine. Uite, am înțeles că au fost fugăriți de poliție. Ce da. De ce? Nu știu absolut nimic. Da, este soțul meu, deci l-a aruncat, a intrat direct în el și l-a aruncat aici. În bolidul de lux, polițiștii au găsit în urma percheziției sume importante de bani. 2000 de franci elvețieni, 1700 de euro, 100 de dolari și câteva sute de lei. Cei 3 suspecți au fost preluați apoi de către polițiștii din Argeș. Tânărul care se afla la volan a fost reținut pentru 24 de ore, pentru că a condus fără permis și nu a oprit la semnalele polițiștilor rutieri. Și ofițerii din Dâmbovița i-au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție. Șoferul de ocazie a fost dus în fața magistraților argeșeni cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au decis ca acesta să stea după gratii în arest preventiv o perioadă de 30 de zile.